Hei, bună, bună și bine v-am găsit la un nou video. Practic o să continuăm puțin partea legată de Bulgaria și de vlogul acela de călătorie din Bulgaria cu partea de hol, cu pe care le-am făcut doar din drogheria Lili. Cred că v-am mai spus eu și prin acel video, dar o să vă spun, este ceva tip DM, dar este un lanț pe care îl găsiți acolo la ei. Au prețurile mult mai micuțe decât la DM și, desigur, au prețurile mai mici decât la noi, în mare parte. Plus că au ceva chestii pe care eu pe la noi prima magazine nu le-am găsit, sau ceva brânduri pe care e nevoie să mi le comande pe site-uri, oricum, îmi place. Și vă mai tot spuneam eu prin diverse videouri că aveam o perioadă foarte bună, de fapt aveam o perioadă foarte bună fiecare dată când ajungeam prin Bulgaria, că am ajuns de foarte multe ori în ultimii, cred că 10 ani dacă nu mai bine, dar cam așa. Și îmi prefer să-mi iau de acolo aceste produse, mai ales cele pe care nu le găsesc la noi sau care nu-mi sunt foarte la îndemână, dar și cele care sunt, dacă sunt mai ieftine, cu siguranță. Și îmi place super mult acest magazin. Eu una am devenit așa cumva, este light motiv pentru mine și când ajung în Bulgaria, clar, ajung la Lili. care Căreia am foarte multă vreme i-am spus Ililili, Ili Lili, cum era Lili. Lily să rămână, pentru că așa se și numește. Așa că da, am zis să vă spuneam la finalul vlogului, am zis că să fac separat un hol cu aceste produse pentru că sunt ceva multuțe și să vi le arăt așa puțin mai, mai, în detaliu. Așa că asta avem acum. Și vă las cel mai bine în continuare produsele. Sunt produse pe care v-am spus, unele le găsim mai peste tot, deci la unele aveți acces, de asta m aș și hotărât să fac holul separat. Singura diferență, într-adevăr, ar fi ceva produse care sunt brandul lor, dar nu cred că am de vreo câteva, 2 trei, 4 sau la noi sunt uh, puțin mai uh, scumpuțe. așa că vă las în continuare cu aceste cumpărături. Bun, și am întins aici, așa, pe pat, toate produsele pe care mi le-am cumpărat doar din Lily: uh, 28. Cam așa mi-au ieșit la număr, deci practic porfardul acesta mi l-am luat puțin în plus, așa, ca să încapă toate acestea și mi-e doream un porfard de cumva de genul acesta. Am văzut eu ceva și la Jumbo la un moment dat și mă tot uitam la el, așa că am zis că ok, dacă tot am nevoie acum să mi-l iau, mi-e așa pe un movaliu foarte lucitor, așa, lucios, ca nuanță și văd că-mi tot defocusează camera această culoare. Iar înăuntru e așa, simplu și are loc aici și pentru uh, pensule și da, mi-am întins toate chestiile pe aici pe pat. Iar restul sunt toate produse cosmetice care mai de care, pe unele le-am și folosit, așa că o să vă pot spune și câte două, trei cuvinte despre ele. Și avem în primul rând, de la Tezorii de Oriente, mi-am luat două săpunuri, pe acesta cu aromă de mosc alb și pe cel la uh, hamam, care, pe el îl cunoșteam cum este mirosul pentru că am uh, săpunul lichid și îmi place super mult. La acesta nu știam, dar sincer să eu miroase foarte, foarte fain și au fost și foarte ieftine, 2 leva și puțin, adică uitam undeva la 6 lei, cam așa, până în 6 lei, deci nu a fost... 6 lei săpunul și mi-au plăcut super mult să-mi iau. Tot de la Tezorii de Oriente mi-am luat și acest gel de duș și nu pentru că nu s-a găsit și la noi, pentru că se găsește și la noi, doar că era mult mai ieftin și era și la ofertă. Am dat undeva 9 lei până în 10 lei oricum pe el și tot de la Tezorii de Oriente, haide să le iau așa pe categorii dacă tot am prins acum, mi-am luat acest spray de corp, este cu ce era, că nu mai știu. să zic așa că nu mi -o... Cu hibiscus și... Cu hibiscus, dar miroase super, super fine pentru că l-am am tot folosit, cred că se vede din el cât am fost acolo și chiar mi-a plăcut și rămâne, rămâne puțin aroma și pe piele, dar este și puțin răcoritor sau unde îl foloseam eu imediat după duș îl simțeam cumva răcoritor, dar și el la fel a fost, nu a fost foarte mult, undeva până în 20 de lei, undeva 7 leva și ceva, cam așa, plus că eu una nu știu, sincer să dacă am văzut, chiar vorbeam și cu uh, una din fete, colega mea, care a fost cu mine și cu care esteam în cameră, uh, chiar vorbeam la un moment dat de el, mă, nici ea zicea, și ea zicea că nu văzuse... Uh, spăiurile de corp de la tezorii la noi. Și dacă tot vorbesc despre spray-urile de corp, mai am aici încă două, care, sincer să fiu, nu m-am prins încă de la ce firmă sunt. Cred că Pink ar fi firma. Este acesta, mai deschis așa, și ambele sunt puțin dulcege. Dar acesta, uh, nici nu mai știu acesta cum se numea, Body Fantasy, ceva cu Sweet să așa să văd eu mai bine. Sweet Pea Fantasy este acesta, iar acesta, Vanilla Kiss, deci vreau să vă spun că miroase exact, exact ca un um, parfum pe care l-am avut eu când eram în liceu de la Escada. A fost o ediție limitată și de atunci, deci de atunci tot căutam eu aroma aceasta. N-am mai găsit-o pe aceea, dar acesta seamănă super, super bine și am vrut să-mi iau mai multe, dar abia am mai găsit unul, deci unul singur am găsit în 4-5 lilii în care uh, am intrat. Așa că, da, chiar mă bucur, măcar pe unul am pus mâna. Mi-a plăcut acesta, așa că l-am luat și pe acesta. Bine, încă îmi place. Am și folosit din el, pentru că l-am folosit pe post de parfum, sincer să fiu, din momentul în care l-am descoperit, nu de alta, dar îl ador. Deci, ador, ador, ador maxim uh, acea aromă apoi, haideți să merg cumva tot pe ceva produse care se găsesc mai, de fapt, astea nici nu știu sincer, știu si dacă la noi se găsesc uh, Naturebox. mi-am luat acest scrub și această loțiune de corp mini loțiunea de corp mini este de fapt am un două, sunt cu avocado uh, mi-am luat-o să o încerc să văd cum este, cred că o voi folosi mai mult pe post de uh, cremă de mâini, dar am zis că da, hai să hai să văd și eu cum este și la fel am zis și cu acest scrub pentru că din ce mi-amintesc eu, nu am mai încercat produse de la Nature Box până, până, acum, așa că am zis că este ocazia foarte bună. Plus că și acesta era foarte ieftin, undeva, cred că 4 leva, 10, tot cam așa. Deci un leva e cam 2 lei și cred că undeva până în 10 lei, la fel era, era și acesta asta, pentru că aveau și ei reducere în magazin la el. Și am zis că ok, hai să profit de ocazie și să îl încerc două produse dintr-o gamă a lor proprie, aceasta Velnea, Velnea, Balea, Asta, vă spuneam eu că na, se amână ca idee. Mi-am luat acest deodorant, m-a atras sincer să fiu mirosul, este cu roletă, da, să văd eu dacă reușesc să-l desfac cu o mână, da, desigur, îl dau pe aici peste tot. Este așa cu roletă și mi-am spus, m-a atras miros, așa că mi l-am luat să văd despre ce este vorba. Dacă îmi place data viitoare când mai ajung pe acolo, îl recumpăr. La fel și în cazul acestui scrub cu aromă de cafea. Își luase colega mea unul cu pepene, da, sigur cu pepene. Era așa, am zis că să încerc și eu acesta cu aroma de cafea și să văd cum se comportă, cum este. Sunt, sunt foarte ieftine acestea gama lor, cum na, este și balea la DM foarte ieftină. Ce mai am pe aici? Hai să trec la produsele de față și apoi la partea de produse de make-up. Mi-am luat trei măscuțe din acestea de la Ziaja, am zis că vreau să le încerc și eu și să văd cum sunt. Erau un leva până în 2 leva, asta înseamnă undeva 3 4 lei, pentru că nu era, doi, nu era chiar 2 leva, până în 4 lei era una și mi-am luat câte una din fiecare, regeneratoare, aceasta pentru dry și normal skin și aceasta cred că era purificatoare ceva. Am zis că să văd cum mă înțeleg cu ele, oricum. O să vorbim despre aceste produse prin ceva produse terminate favorite, na, în funcție de cum și în ce fel termin și folosesc din ele. Na, acestea clar o să vorbim într-un video determinate, cred. Dacă tot suntem tot la partea aceasta de produse de față, mi-am luat și două măști, acestea două de la Revuel Ele veneau și în câte o cutie de carton, dar n-am mai cărat și cutia de carton după mine, sinceră să fiu. Și mi-am luat-o pe aceasta pentru partea de detoxifiere, iar aceasta ar fi anti-aging ambele se lasă pe față, se aplică pe față, de fapt, și se lasă, nu mai știu, asta 10, asta 20 de minute, oricum pe spate am instrucțiunile și în limba engleză, ceea ce e perfect. Și... La fel, știu că erau foarte ieftinuțe, o să mă uit eu un video pentru că filmasem și pe acolo de fiecare dată când am cumpărat câte ceva holul și ieșiseră deja prea multe, prea multe minute. Așa că da, o să vă las ceva prețuri, dar la fel, era undeva, cred că în jur de 10 lei cam așa, uh, și cred că era, parcă nu erau la reducere, parcă era prețul standard, să zic. Așa că, da, o să vedem și cu ele care este treaba. Uh, ceva produse pe care le-am văzut tot așa, doar în Lily, cel puțin eu, uh, ar fi acestea de la VZK, este o gamă, cumva, dermato cosmetică, din ce am văzut eu, vrea să imite, cumva, cred că la Roșpoze, uh, mi-am luat acest CC Cream, în nuanța light, cu SPF 50, Nuanța este ok, mi se potrivește, eu nu l-am încercat încă, sinceră să fiu, pentru că n-am suportat machiaj pe față, că era foarte cald, doar o cremă de față și cremă cu protecție solară, dar pe acesta de la mine l-a încercat colega mea să vadă dacă îi place, i-a plăcut și, -și l-a cumpărat și ea, așa că da, sper să mă înțeleg și eu cu el și să fie fain. Și era foarte ieftin, Tot, dar era și la reducere, de asta era ieftin, pentru că chiar mă miram că știam că nu sunt chiar atât de ieftine aceste o, produse. Și tot din gama Velnea mi-am luat în final și un balsam de buze cu SPF 30 pentru că mi-am tot căutat pe la noi, dar sincer să fiu nu voiam de la Nivea pentru că nu prea am înțeles cu ele, am mai avut. Așa că l-am luat pe acesta de la ei, este foarte ok, mi-a plăcut, l-am tot folosit pe acolo, așa că da, a fost, o, a fost o afacere bună și a fost foarte ieftin. 5 lei, 4 lei, undeva undeva în genul acesta. Bun, și haideți să trecem și la produsele de make-up, că na, cum se putea altfel. În primul rând am luat această paletă de la Revolution, după aia am să că eu cred că mă mai uitam la ea pe la noi pe ceva site-uri, aceasta a fost 18 leva, deci cam prețul care e și la noi, este aceasta Forever Dynamic și are patru... 4 are patru nuanțe, nu, are opt nuanțe. Acestea ar fi și o oglinjoară aici, desigur. Și acestea sunt nuanțele, mi-au plăcut mie super, super, super mult și merge și de călătorii perfect. Deși sunt foarte sclipicioase aceste două nuanțe, să știți că nu sunt mai mult când le aplicați, sunt mai mult așa cumva si și chiar mi-a plăcut. Și mi-am văzut-o odată, m-am uitat la ea, am văzut-o a doua oară, păi am zis că ok, gata, hai, merg să-mi să o iau pentru că na, dacă deja am rămăsese vreo trei zile gândul la ea, am zis că ok, hai să-mi o iau, am fost, mi-am luat-o. prima zi când am ajuns, mi-am luat aceste produse de la Pretty by Flor Mar. Noi, din câte știu, nu avem varianta aceasta, eu n-am văzut-o cel puțin pe la noi. Așa, sincer, asta ce m-am uitat repejor pe la noi, la ei știam sigur că este, pentru că am mai avut produse. Și mi-am luat acest highlighter baked în nuanța, ia să vedem, găsim nuanța pe aici, pe undeva, 30%. Și l-am și folosit, în ultima seară la petrecere practic l-am luat efectiv cu degetul și mi l-am aplicat puțin pe pleoape și tot cu degetul mi l-am aplicat și pe pomeți și mi-a plăcut super mult și cum se vedea și cum asta și-a rezistat nu știu cum am făcut la un moment dat mi-am dat cu mâna pe față de m-am umplut aveam și pe tot corpul, lor, îl luasem de acolo dar mi-a plăcut, mi-a plăcut ce efect avea, așa că da chiar sunt foarte fericită că l-am luat și mi-am luat și această palețică, este așa cu nu și este foarte fain. Are, do are, mai multe nuanțe mate, are ceva nuanțe si de fate și are și nuanțe perfecte pentru pliu. Și haideți că am și desfăcut-o ca să nu mă mai chinu eu și să bată și lumina în ea. Acestea sunt nuanțele. Este o paletă basic, dar mi-a mi plăcut și chiar... Cred că parte de farduri nu cred, sincer să fiu, că am mai încercat din această gamă, am mai încercat produse de buze de față, era și ea la reducere, așa că am zis că ok, vreau să o încerc. Apoi aici mai am un singur produs care este de la Catrice și ar fi acest lip balm cu ceva vitamine, mai el multe, mai multe chestii acid, hialuronic. Nu mai știu, la noi sincer să fiu dacă l-am văzut, dar mi-a plăcut și mi-a plăcut super mult ideea, mai ales că eu folosesc în ultima vreme și produse din acestea tip lip gloss. așa că da, uite, scrie pe el vitamina E, unt de shea, green tea, goji și hialuron. Da, și sincer să fiu, chiar sunt sunt curioasă să văd pentru că nu l-am nu l-am folosit încă, deși l-am desfăcut, m-am uitat doar la pensulă cum arată. E pensula clasică de la Catrice. Apoi mai am doar de la Gold Rose produse. Și am aici două cheiane de buze și ar fi acestea două. Stați că nu mai știu în ce nuanțe mi le-am le luat eu. Nuanța 10 și nuanța 27 este unul mai... Rozaliu și unul mai rozaliu nude așa pe acesta l-am și folosit l-am folosit la petrecerea din ultima seară și mi-a plăcut super mult eu oricum cunoșteam aceste creioane acum erau cred că erau și la ceva reducere le cunoșteam pentru că mi-am luat în trecut și tot de la ei unul, dar era cumva roșiatic, burgundiu, așa, deci nu prea era exact nuanța mea. Așa că l-am folosit doar de câteva ori, dar îmi plăcea super mult cum rezista. Și acum când le-am văzut iarăși în magazin, mi le-am recumpărat. Și cumva ultimele cumpărături pe care le-am făcut atunci în ultima zi când am plecat de acolo au fost acestea, toate de la Golden Rose. Mi-am luat rimelul acesta. Mi-a plăcut că era așa micuț și drăguț și în cape și în poșetă dacă... Vreți să-l purtați? Oricum, să văd care este treaba cu el. Eu sper că este waterproof, sincer, să eu știu că de regulă când pun scris din acest albastru ar fi waterproof, dar pe el nu scrie nimic. Da, na, o să vedem cum ne, cum ne înțelegem. Apoi mi-am luat un luciu din acesta, Vinyl Gloss, în nuanța, stați că abia focusează, acolo 06. Este tot așa un rozaliu, cam, cam ca acesta. Și mi-a plăcut, super mult, l-am încercat acolo în magazin și mi-a plăcut cum era. Mi-am luat și acest lip, lip stain, cumva, liping, cum îi zice, liping mai matte. Este un ruj lichid mat, în nuanța asta știu sigur că e nuanța 05. Și mi-a plăcut super mult la el uh, faptul că avea fix ace are fix aceeași nuanță cu un lipstain de la Sephora pe care l-am avut și mi-a plăcut foarte tare și sincer să fiu am văzut că și e ok, rezistă, că mă dă pe mână când l-am testat acolo, pentru că da, ei au, uh, ei au testere în uh, magazine, nu știu la noi, nu cred că le-au băgat uh, din nou, dar la ei le au rămas în magazine, ceea ce mi se pare foarte ok, poți să încerci produsul și să vezi despre ce este vorba. Și ultimul ar fi acest creion de buze, desigur, tot de la Golden Rose, în nuanța, focusăm și noi ceva aici, 510? Da, în nuanța 510, este tot așa, un rozaliu cam ca acestea, deci practic aceste patru produse ar cam fi undeva cam aceeași, cam aceeași nuanță, dar mi-au plăcut toate și este nuanța pe care eu o folosesc cel mai mult la capitolul acesta, așa că da, Desigur, mi le-am cumpărat. Bun, și pe ansamblu cam acestea ar fi cumpărăturile pe care le-am făcut din Lily. Așa că, da, ce pot să zic? Nu ziceam eu degeaba când vă spuneam prin video că profit de fiecare ocazie când ajung pe acolo să fac o magazină, o magazină doamne. O vizită în acest magazin. Așa că, da, cred că acum se poate înțelege cel mai bine. Bun, și acesta a fost holul, cam acestea au fost ravagile pe care le-am făcut acolo, o să spun așa. Am plecat cu o geantă, un trolă și cu un și m-am mai întors cu două sacoșe pe lângă, dar e ok, îmi place. Și mă mai tot spuneam, v -a spus eu și la început în video și cred că s-a înțeles acum că nu băteam câmpii, că eu îmi tot făceam stocul de acolo și da, cam asta se întâmplă. Nu chiar în așa măsură, acum am stat o săptămână și am avut mai mult timp, să mă duc pe acolo, să analizez, să, na, toate cele, cred că în fiecare zi am fost pe acolo, dar na. Nu de alta, dar sunt și foarte multe, au apărut foarte multe, cel puțin două din ele care, la care noi am fost acum, eu nu le știam acum, cred că doi ani am fost ultima dată în Varna, nu, chiar nu le, nu le știam. Și îmi place că sunt produse care, dacă le încerc și îmi plac, știu că data viitoare când mă duc pot să mi le iau, așa că sunt cumva accesibile, pentru, pentru, mine, iar celelalte care se găsesc și la noi, dacă îmi place ceva extra, ultra, mega mult, asta e. La o adică o să dau banii și pe, pe produsul de la noi. Ca preț, ca să zic că nu v-am zis foarte multe, pentru că nu le mai țin bine minte, bonurile nu le mai... și oricum dacă le-aș avut nu aș înțeles nimic din acea bulgară. Dar așa, orientativ, pe unde mi-am mai adus eu aminte, v-am -am zis ceva prețuri. Bun, și cam acesta ar fi vlogul de cumpărături din Lily. Și noi ne vedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Pa, pa!